Programul de Ziua Națională va începe cu o depunere de coroane la Monumentul Bucovina în Aripată din Piața Steagurilor, după care continuă cu o serie de evenimente cu specific militar și nu numai. Întrebările 13-15, ceremonie militară, cu expoziție tehnică militară și echipament militar, deci nu-i paradă militară, am văzut într-un ziar, nu spun care, nu-i paradă. Paradă militară înseamnă să defilez cu ceremonie militară. De asemenea, la ora 15, deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. El s-a deschis și aseară, dar oficială noi o să facem pe data de 1 decembrie la ora 15. O obișnuință de Ziua Națională, fasolea cu cârnați sau mâncarea de fasole de post, nu vor lipsi nici anul acesta, însă vor fi contra cost la comercianții de pe esplanada Casei de Cultură. Și vreau să vă spun aici, va fi fasole și vin contra cost. Pentru că primăria a avut o intenție în acest sens, numai că urma discuție pe care am avut cu primarii din țară, peste tot unde s-au dat fasole și cârnați, le-a importat Curtea de Conturi. Și ca atare, da, se pot da numai din donații și sponsorizări, deci am avut un elan în acest punct de vedere, ne-am și organizat, dar având discuții la MR cu colegii primari, domnul primar nu fă așa că vine Curtea de Conturi. Între orele 15.30 și 17.30, ansamblul Ciprian Porumbescu va oferi un spectacol de muzică populară. Până la ora 18 va cânta fanfara primăriei, iar după aceea va avea loc retragerea cu torția de atașamentelor de pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după ce vor fi intonat cântece militare și patriotice. În plus, în cinstea Zilei Bucovinei, care a fost pe 28 noiembrie, dar și a Zilei Naționale, intrarea la patinoarul artificial este liberă până pe 1 decembrie inclusiv. Primarul Ion Lungu a spus că biletele de intrare nu se vor scumpi. Joi și vineri, patinoarul se deschide la ora 11.